Dragii mei, deschidem cuvântul Domnului la Geneza, capitolul 21. Citesc de la versetul 14 la versetul 21, pagina din Biblie 21. A doua zi, Avram s-a sculat de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă pe care l-a dat Agarei și l-a pus pe umăr. Geneza 21 cu 14. I-a dat și copilul și i-a dat drumul. Ea a plecat și a rătăcit prin pustia Berșeba. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc, căci zicea ea să nu văd moartea copilului. Așezut dar în fața lui, la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: „Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Amin. Amin. Voi invit să ocupați locurile și împreună cu toții să spunem slăviți să fie Domnul. Amin. Iubiții mei, într-o Românie în care rafturile de la magazine, și am probat în Deva și am văzut lucrul ăsta, s-au micșorat în ceea ce privește resursele pentru copii. Și s-au mărit resursele pentru câini și pisici. Într-o astfel de Românie care face un avort la fiecare 5 minute, într-o Românie care și-a ucis 24 de milioane de copii din 67 până astăzi, într-o astfel de Românie în care dacă merg cu 4 copii, cum am plecat eu în Kaufland nu de mult, se opresc oamenii în loc și te compătimesc, numai să nu uitați că cei care vă compătimesc astăzi vă invidiază mai târziu. Într-o astfel de Românie, mă bucur pentru Beni, mă bucur pentru Ani, că au înțeles voia lui Dumnezeu. Puteau să se rezume la un copil, nu? Puteau să zică: ne încurcă pruncii. Dar au înțeles că Dumnezeu este în controlul nașterilor și Dumnezeu ceea ce binecuvintează, binecuvintează și cu binecuvântări de jos și cu binecuvântări de sus. Eu am văzut la copiii noștri, avem 6, în curând vom avea al 7-lea, mulți vor să-și facă poze cu copiii noștri. Mulți. Puțin vor să aibă. Ați înțeles ce spun, da? Iubiții mei, probabil că Dumnezeu nu ne va întreba de parchetul sau de gresia de acasă, dar cu siguranță ne va întreba de copiii pe care ne-i-a dat. Biblia spune că copiii sunt o moștenire de la Domnul. Dacă primarul Devei, dacă domnul ministru al României sau președintele României ne-ar lăsa o grădină de vară de lucrat, ne-ar lăsa o vilă de avut grijă de ea, vreau să vă întreb, are dreptul să ne ceară socoteală după un an, doi, ce am făcut cu acea proprietate? Cu siguranță are. Cu atât mai mult Dumnezeu ne-a încredințat sufletele acestor micuți. Avem timp nu prea mult la dispoziție, undeva la 20 de ani, maxim, să facem ceva cu ei. Ei ne pot aduce cele mai mari bucurii în viață și totuși ei ne pot aduce cele mai mari întristări în viață. Depinde foarte mult de noi. În această dimineață vreau să vorbesc despre 7 categorii de copii crescuți greșiți din vina părinților. 7 greșeli pe care noi ca și părinți le facem. Și de ce le enumără aceste greșeli? Că încă cât mai avem copiii lângă noi, mai putem să corectăm ceva. Când vor pleca, greu mai faci ceva. Iubiții mei, prima categorie de copii crescuți greșiți din cauza părinților sunt copiii favoriți. Copiii favoriți. Și Biblia ne prezintă exemplul lui Iacov și al lui Iosif. Geneza 3:7-3. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrânețe și i-a făcut o haină pestiță, o haină mai deosebită. O zis, voi puteți umbla de la second, la Iosif îi iau cel mai fain costum care e în mall. Da? Vorbesc în termenii noștri. Iubiții mei, ne paște greșeala asta și pe noi, să știți. Ne paște greșeala asta de a face un cadou doar la un copil și la ceilalți poate să nu le faci. De a fi atent doar cu unul dintre ei pentru că ți-o căzut la inimă. Criteriul aici în textul pe care l-am pus în față a fost faptul că l-a născut mai târziu, l-a născut mai la bătrânețe. Și a început Iacov să facă diferențe. Știți că Iosif a avut mult de suferit din cauza acestor diferențe. Știți că vânzarea lui Iosif au fost din cauza acestor diferențe? Biblia spune în Geneza 3:7-4, frații lui au văzut că copiii observă că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți și au început să-l
urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. În fiecare dimineață când Iosif se trezea, singurul care îi spunea bună dimineața era taică-s-o. Celelalți nu puteau să-i spună lucrul ăsta. Nici o vorbă frumoasă, nici o apreciere. Din ce cauză? Pentru că un tată care nu a vegheat într-o anumită perspectivă a vieții a făcut diferență între Iosif și copiii lui. Îmi spunea o tânără din România, frate Cristi, la noi în casă s-a făcut diferență între noi, între mine și ceilalți frați. Dacă o soră de-a mea mergea și cerea un ban, 5 lei la tata, tata imediat găsea banul sau mama. Mergeam eu și spunea, pentru tine n-am nimic să-ți dau. Și am crescut cu ura asta în inimă și îmi trebuie ani de zile să mă vindec de ea. Un alt exemplu pe care vi-l dau ca să rămâne bine întipărit, iubiții mei, acest aspect în inimile noastre ca părinți, Esau și Iacov. Preferințele părinților au dus la multe conflicte între acești frați. Geneza 25:28. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. E adevărat că avem copii care poate s-ar putea să fie mai bun la gătit decât ceilalți. S-ar putea să facă steak-ul de vită mai bun ca și ceilalți. S-ar putea să facă ciorba rădăuțeană mai bună ca și ceilalți. Însă, iubiții mei, cade pe noi greșeala asta și mă rog astăzi să nu fie nimeni aici care să o facă, de a face diferențe între acești copii. Ei n-au voie să vadă că noi iubim pe unul mai mult ca și pe altul. Vor crește cu acest aspect și mai târziu ne-l vor imputa și vom pleca capul cu rușine. De aceea spun Domnul să binecuvinteze toți părinții. Amin. O a doua greșeală, o a doua categorie de copii, iubiții mei, crescuți greșit tot din vina părinților, sunt copiii protejați. Copiii protejați. Vedeți dumneavoastră, am întâlnit părinți foarte grijulii cu copiilor. O zis mama către fată, zice, tu stai, fă-ți unghiile, zice, tu stai pe telefon, stai pe FB, fac eu tot. O vrut fata să spele vasele. O zis mama asta, nu cumva să te prind că pui mâna pe el, zice. Lasă că le spăl eu, zice. Și fata s-a obișnuit, o zis, na, dacă mama zice așa. Și fata s-a obișnuit să fie protejată. Știți că am întâlnit fata la 27 de ani care nu știe să facă de mâncare. Eu personal am întâlnit. Sunt copii, iubiții mei, care sunt protejați. Nu cumva să pună mâna pe ceva. Nu cumva să pună mâna pe mop. Știți? Parcă ar fi lepră pe mopul ăla. Parcă ar fi COVID pe mop. Știți? Că le spuneam la ei noștri, poate am spus și aici. Am văzut tineri care măr la sală, ridică 80 de kilograme, 90 de kilograme, da? Și când trebuie să le dice mopul acasă, le se pare că e greu. Nu poți să le zici, e prea greu. Copii protejați, las că face mama, las că face tata. Iubiții mei, vreau să vă spun că vremurile grele nasc oameni puternici, vremurile ușoare nasc oameni slabi și leneși. Oameni slabi și leneși. Am venit în urmă cu 3 săptămâni la ora 5 dimineața dintr-o misiune. Am dormit câteva ore și apoi împreună cu soția și cu copii am intrat în solarul de legume. Nu de bronzat, de legume. Dar face și bronz la pachet, știți, e cumva all inclusive, știți. Credeți că nu am bani să-mi cumpăr un kilogram de roșii din piață? Cu ajutorul Domnului, după 14 ani de muncă, îmi permis să-mi cumpăr un kilogram de roșii. Dar am înțeles că dacă eu cumpăr roșii din piață, dacă copiii mei nu pun mâna să facă nimica, când va trebui să-i căsătoresc, le voi distruge familia și ei vor distruge familia. Sau vă credeți că o mamă care nu-i harnică sau un tată care nu-i harnic vor crește prunci? Păi spunea cineva, dacă puteam jumate, făceam nu unul. Jumate, că e greu cu el. Dar știi de ce ți-e greu? Că ți-a fost ușor când ai fost mic. Dacă ți-e ușor, dacă ți-e greu când ești mic, ți-e ușor când ești mare. Aleluia. Să nu uitați asta. Să nu uitați. Am apreciat lucrul ăsta la familia Bogdan și îl voi aprecia mai departe. Oameni harnici. Dar știți de ce cauză? Am mers în misiune foarte mult și am povestit. Și ei ca și mine, am crescut la munca câmpului. Am crescut. La 7 ani am mulți vaca, iubiții mei. La 9 ani am cosit lucerna. La 12 ani făceam cu schimbul în bucătărie. Între mine și fratele meu. Ca să muncim. L-a spălat vase. O zi eu l-a spălat vase, o zi el. Și în ziua când eu eram la spălat vase, el era afară la animale. Și apoi făceam invers. Și astăzi nu ne se pare greu nimic. Ai grijă cum îți cresc copiii. Copiii care cresc protejați vor avea pretenția ca după căsătorie soțul sau soția să le ducă mâncarea la pat. Ceaiul la pat, știți? Nu vor pune mâna pe nimic. Pentru că comoditatea, iubiții mei, naște leneș. Sacrificiul și disciplina naște oameni harnici.
Genesa 22:6, Avram a luat lemnele pentru arderea de tot, le-a pus în spinarea. Putea să zic Avram Isaac, tu stai pe telefon, stai pe TikTok, las că duc eu lemnele, nu știu, prind cumva cuțitul, focul, lemnele, fac și tata tot. Nu. O zis, avea undeva la 12 ani, termenul nar în ebraică era folosit deja pentru Isaac aici, cel puțin 12 ani a avut. O zis, auzi, focul nu-l duci tu că e periculos, îl duc eu, dar lemnele poți să le duci. Nu l-a protejat pe Isaac, nu l-a protejat. Mă gândesc la Rebecca, că mai târziu Isaac se căsătorește cu Rebecca, știți? O mers Eleazar cu 10 cămile, trimis de Avram, să caute o soție pentru Isaac. Au avut încredere Avram în Eleazar, că știa ce înseamnă să cauți o fată și în vremea aceea și astăzi. Și au ajuns la o fântână Eleazar și s-au pus pe genunchi și au zis, Doamne, aia care are 90, 60, 90, sau cum e? Nu mai știu cum e, nu? Așa au zis, nu? Nu. Aia care are tocuri de 25, nu așa au zis? Nu. Aia care are 2 kg de fond de ten pe ea. Așa e? Nu. O zis, Doamne, pun un semn. Cea care va veni și va scoate apă pentru mine și pentru cămile, aia să fie aleasă. Aleluia. Nu știu dacă ar pune semnul astăzi, cred că rămâne Isaac necăsătorit până la 80 de ani. Singura rămâne. Da? Iubiții mei, ascultați-mă, am făcut un calcul. Și mâine începe bacul. Cred că regula de 3 simplu o știți toți. Altfel, nici n-ar o să mergeți la bac dacă nu știți regula 3 simplu. 10 cămile au dus Isaac cu el, Eleazar cu el. O cămilă bea între 100 și 150 de litri de apă. Presupunem că numai 100 au băut, nu le fost așa sete. Câte gălezi de apă a scos Rebecca? Păi cel puțin 1000 de litri de apă trebuie să scoată. Cel puțin 1000 de litri de apă. Dacă 10 litri au avut vadra, au scos 100 de gălezi. Iubiții mei, dacă ar fi fost fete din ziua de azi, ar fi zis, babacule, dacă străzi să bei, bea, eu mă duc la mol. Eu plec în misiune să mă uit la scările alea cum urcă și cum coboară. Voi zâmbiți, eu nu pot să zâmbesc. Că am stat de vorbă cu 25 de familii divorțate anul ăsta. Și numai luna iunie. E numai luna iunie. Și mă doare. Toate problemele care vin în familie vin ori din lipsa pocăinței, ori din lipsa hărniciei. Una din astea două. Una din astea două. Iubiții mei, ne cere Dumnezeu astăzi să avem grijă cum ne creștem copiii. Spunea un băiat, aveam grajduri acasă și tatăl meu m-a spus așa, până nu beau cai apă și nu mănâncă, nici tu nu mănânci. Îmi era ciudă pe taică meu. La 5 dimineața să mă scol, să mă trezesc, să dau la 14 cai de mâncare și de băut. Mi era ciudă. O zis astăzi, n-am cuvinte să-i mulțumesc lui taică meu. Mi-a fost greu când am fost mic, acum mi-e ușor, fac orice zice, pe orice pun mână. Iubiții mei, voi nu vedeți că schimbă locurile de muncă tineri astăzi în Deva și în alte orașe, tot la 2 săptămâni? Tot la 3 săptămâni? Auzi ce-o zis cineva, dacă îmi dă 1500 de euro, eu numai de acolo încep, zice. Dar de ce nu încep cu 13 milioane mai întâi? Și apoi poți să crești, nu? Dar cum să crezi, zice, că e greu? E greu. Iubiții mei, în al treilea rând, o altă greșeală pe care o facem noi ca părinți, o altă categorie de copii care cresc greșit din cauza părinților sunt copiii care nu sunt mustrați niciodată. 1 Împărați 1:5. O greșit și David, că avem și noi greșelile noastre. Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit, adică s-a mândrit până acolo, încât a zis, eu voi fi împărat. Știi ce e frumos? În orice funcție, să te împingă alții de la spate, să nu spui, eu vreau asta. Asta e frumos. Și ăsta a zis, eu voi fi împărat. Iubiții mei, pe Saul l-a cerut oamenii împărat, pe David l-a pus Domn împărat. Mare diferență. Și uitați ce spune Biblia aici. Și-a pregătit care și călăreți 50 de oameni care alergau înaintea lui. Și următorul verset e un verset trist din Vechiul Testament. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viață. În primul verset pe care l-am citit s-a arătat efectul. Numai că atunci când merg la doctor, el caută cauza. Că poți să tratezi efectul 20 de ani, dacă nu tratezi cauza, n-ai făcut nimic. Iubiții mei, cauza semeției și a mândriei lui Adonia, știți care a fost? Lipsa mustrării. O zis, eu fac ce vreau în Israelul ăsta, că oricum tata nu face nimic. Tu știi cine taică meu mă zice? Tu știi că cine te pui? Așa e că astea sunt cuvinte de om smerit. Nu, sunt cuvinte de om mândru. Iubiții mei, a mustra nu înseamnă altceva
decât a dojeni, a corecta verbal, a imputa cu scopul îndreptării. Și de ce nu l-a mustrat? Era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. O zis, mă, când văd ce ochi albaștri are, parcă mi-e și greu să văd lacrimi în ochii lui din cauza că-l mustru. Iubiții mei, vreau să rețineți un lucru adevărat. Frumusețea fără disciplină naște monștri. Frumusețea fără disciplină naște monștri. Naște oameni care mai târziu știți sfârșitul Adonia. Îl știți, îl cunoașteți. Iubiții mei, lipsa mustrării aduce moartea spirituală. Proverbe 15:10. Cine părăsește cărarea este aspru pedepsit și cine urăște mustrarea va muri. Prezența mustrării, prezența îndreptării verbale, a dojenelii verbale, aduce viață. Proverbe 6:23. Căci sfatul și candela, căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Vrei un copil înțelept, copii? Doriți înțelepciunea adolescenților, tinerilor? Proverbe 15:5. Nesocotitul disprețuiește învățătura. Iubiții mei, nu spune Cristi Boariu asta, spune cel mai înțelept om de pe pământ, a spus lucrurile astea. Care a trăit vreodată după Domnul Iisus. N-am spus eu. Uitați-vă. Nesocotitul disprețuiește învățătura tatălui său, dar cine ia seama la mustrare, ajunge înțelept. Doamne, mai ridică înțelept la Deva. Amin. Iubiții mei, ascultarea de mustrare ne va face să n-avem regrete mai târziu. Proverbe 5:7. Auziți, vă rog, jurnalul unui fiu. Sau îndemnurile unui tată pentru un fiu care putea să scrie lucruri grele la final. Și acum, fiule, ascultă-mă și nu te abate de la cuvintele gurii mele, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi. Și să zici, să scrii în jurnal mai târziu, cum am putut eu să urăsc iertarea? Și cum am disprețuit inima mea? Mustrarea. Trebuie, când dăm o greșeală la copiii noștri, să-i dojenim. Să-i îndreptăm verbal, să-i mustrăm și dacă e nevoie să-i certăm. Dar nu trebuie să ne oprim aici. Nu trebuie să ne oprim aici. O a patra categorie, iubiții mei, de copii greșit, crescuți greșit din vina părinților, sunt copiii nedisciplinați. Ei au fost mustrați, dar n-au fost disciplinați. N-au fost pedepsiți. Și vă aduc aminte de aici de copiii lui Eli. Eli a mustrat verbal. Copiii, nu-i bine ce faceți. Dar n-a luat măsuri pentru ei. Și mai târziu se întâmplă ceva drastic. Dacă părinții nu-i pedepsesc pe copii, vine Dumnezeu și pedepsește, că sunt nivele de autoritate. Copiii, mama, tata, Dumnezeu. Nu ți-ai făcut o parte, vine Dumnezeu mai târziu. Dar plâng și tu și plâng și ei. Spunea seara un frate în județul Bihor, la finalul unei evanghelizări de la un cort. 40 de ani s-a rugat maică, mi-a așteptat pentru mine să mă pocăiesc. N-am vrut. M-a băgat Dumnezeu, zice, în cuptor. Urlam, dar am venit acasă. N-am vrut de bunăvoie, m-am întors până la urmă, dar a fost greu. Iubiții mei, e nevoie și de disciplină. Mi-aduc aminte, mama mea a fost croitoreasă și într-o anumită perioadă s-a mutat o familie din Arad în America. Noi locuiam atunci în Arad și așa pe grabă își vindeau tot ce aveau în casă, și-au vândut și bicicletele și mama mea a zis așa: vreau să vă cumpăr bicicletele astea, dar nu gratis. Tot ce dai copilului tău gratis îl distrugi, să nu uiți ce spun. Îl distrugi, nu? Că el va înțelege că tot ce e în viața asta nu trebuie să muncești, că primești gratis. Și-a zis, uite, vă dau aceste biciclete, dar o să analizez purtarea voastră următoarele zile. Și noi am zis, mă, sigur nu se uite mama prea mult la purtare, cred că e concentrată la Pegas, la mountain bike. Știți? Și ne-a pus într-o zi să facem curățenie în atelierul de croitorie a ei. Acum, să faci curățenie în atelierul de croitorie, numai cine a trăit sau numai cine a lucrat acolo știe ce înseamnă asta. Deci nu scame pe covor, sunt covor băgate. Păstorul băgate scame. Noi am făcut așa, știți, de mântuială, cum să spui. Am fușerit. Am mai băgat și sub covor, mizerie. Mami, am terminat. O zi, maică mea, și noi, și eu am terminat cu bicicletele. Gata, fără biciclete. Vă spun că am umblat pe jos ani de zile după aceea, dar astăzi știu să fac curat. Iubiții mei, nu ne-au convenit atunci, dar vă mărturisesc, dacă umblam cu cel mai tare mountain bike din Arad și astăzi trăiam în mizerie, cu ce mă ajuta?
Mulțumim părinților noștri că ne-au disciplinat. Uneori au fost nevoie și de lucruri mai puternice decât asta, știți? Dar o ne-au prins bine. Iubiți părinți, copiii trebuie să știe clar, dacă faci rău, ești pedepsit cu rău. Dacă copilul face rău și tu îi dai cadouri, el o să zică, fac mai mult rău ca să mai primesc cadouri. Nu? El trebuie să aibă ideea asta de mic în minte. Dacă fac rău, sunt pedepsit cu rău. Dacă nu-l pedepsești tu când e mic, îl pedepsește legea când va fi mare și îți va aduce multă rușine. Biblia spune în Proverbe 29:15, nu iaua și certarea, nu doar certarea. Dau înțelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Eram într-o zi în Oșan aici la Deva, la cumpărături. S-a aruncat unul pe jos, eu am crezut că are probleme. Dar avea o culegere de probleme, băiatul, o culegere avea. Eu am crezut că are probleme medicale, dar el avea probleme. Nu vizita nu iaua în viața lui, nu s-a atins de nu ia. Nici nu iaua de el. Și mama, dragul mami, zice, frumosule, zice, dar ce faci pe jos pe acolo? Speli pe jos, ce faci? Nu? Iubiții mei, copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Dar vreau să mai spun ceva pentru părinți acum. E tare ușor să iei nu iau, e tare ușor să ceri pe cineva. Dar vreau să vă spun ceva, iubiții mei, și o spun mai întâi pentru mine asta și apoi pentru dumneavoastră. Pediapsa nu va avea efectul scontat dacă noi ca părinți nu trăim ceea ce pretindem copilului nostru să facă. De exemplu, v-am dat exemplu cu solarul. Dacă eu stăteam pe telefon și spuneam la copiii mei, în solar rapid la smuls buruiana, o făceau de frica nuielii, dar la 18 ani când pleacă, sau 20 de ani de acasă, nu mai dau doi bani pe mine. Dacă eu stau la casă și dorm dimineața și trimit pe prunci la biserică, nu o să salvezi familia, să știți. Indiferent cu ce ameninți. Iubiții mei, părinții care își pedepsesc copiii pentru minciună, dar ei au fost prinși cu minciuna de copiii lor, nu fac altceva decât să-i întărâteze la mânie. Să-i întărâte la mânie. E ca și cum, de exemplu, judecătorul te bagă la închisoare, dar el face ceva ce ai făcut și tu, dar el a scăpat, tu n-ai scăpat. Mai prețuiești legea? Nu. Încep să ai ură pe judecător. Iubiții mei, există o perioadă când putem folosi rugăciunea, mustrarea și nuiaua. Și asta se numește copilărie, de la 0 la 12 ani. Există o perioadă când putem folosi mustrarea și rugăciunea, adolescența, 12-20 de ani. Și există o perioadă când putem folosi doar rugăciunea. La maturitate, după 20 de ani. Oricum, cine are impresia că la 16 ani poți să mai folosești nu iaua, vreau să-i spun că habar n-are ce vorbește. E târziu. Un deținut condamnat la pedeapsa cu moartea, în așteptarea execuției, a cerut o ultimă dorință, un pix și o foaie. După ce a scris timp de câteva minute, condamnatul a chemat gardianul închisorii și a cerut ca acea scrisoare să fie dusă mamei lui. Scrisoarea spunea astfel: Mamă, dacă ar fi fost mai multă dreptate în lumea asta, am fi fost amândoi astăzi condamnați și nu doar eu. Ești la fel de vinovată ca și mine, chiar ești vinovată și de viața pe care o pierd. Îți amintești când am furat și am adus acasă bicicleta unui băiat? M-ai ajutat să o ascund ca tatăl meu să nu afle și să mă pedepsească. Îți amintești când am furat banii din portmoneul vecinului? Ai fost cu mine cheltuindu-i la mol. Îți amintești când te-ai certat cu tatăl meu și a plecat? Voia doar să mă corecteze pentru că în loc să studiez am copiat la tema la examen. În cele din urmă m-au descoperit și m-au expulzat. Ți-ai pus împotriva tatălui meu și a profesorilor care vreau să mă disciplineze, iar eu n-am învățat nimic, devenind un delinvent în cele din urmă. Mamă, eram doar un copil. După am devenit un adolescent tulburat și acum sunt un om intolerant și agresiv. Mamă, eram doar un copil care avea nevoie de corecție și nu de aprobare. Totuși eu te iert, eu doar te rog să dai să citească această scrisoare la un număr cât mai mare de părinți din toată lumea, astfel încât aceștia să știe că au o responsabilitate de a crește un copil, făcându-l să devină un om care poate acționa mai târziu prin a face bine sau rău. Mulțumesc, mamă, că mi-ai dăruit viața și m-ai ajutat să o pierd. Fiul tău rebel. V-ați bucurat de astfel de scrisoare să le primiți?
Eu nu m-aș bucura. Cine refuză să-și pedepsească fiul iubiții mei, nu-l iubește. Cine îl iubește, nu ezită să-l disciplineze. 5. O a cincea categorie de copii iubiții mei care cresc greșit din vina părinților sunt copiii răsfățați. Răsfățați. Dexul limbii române definește cuvântul răsfățat ca alintare într-un mod exagerat. Pune-te, rog, Proverbe 29 cu 21. Proverbe 29 cu 21. Slujitorul, angajatul, pe care îl răsfezi din copilărie, la urmă ajunge de se crede fiul. Dar putem merge mai departe. Fiul pe care îl răsfeți din copilărie, la urmă ajunge că se crede stăpân în casă. Adică, răsfățarea, iubiții mei, îl face pe copil să nu-și mai cunoască locul. Înțelegeți? Părinții le îndeplinesc orice dorință, ei nu mai sunt motivați să lupte pentru ceva în viață, au impresia că totul e la buton și altcineva le va împlini orice poftă. Spunea Dave Ramsey, nimeni nu poate avea tot ce vrea tot timpul. Cadouri dese, concedii dese, recompense dese și gratuite îl vor distruge pe copilul tău. Copilul răsfățat este de cele mai multe ori protejat de responsabilități și vor crește acești copii rebeli și nu-și vor mai respecta părinții. Iubiții mei, spunea cineva, copiii sunt perfect capabili de a aduce la împlinire sarcini în gospodărie. Este responsabilitatea lor să-și facă temele sau să aibă grijă de lucrurile proprii. Consecințele alegerii de a nu duce la îndeplinire o anumită responsabilitate trebuiesc suportate de copil. Nu îi vom duce la școală în fiecare zi cartea pe care a uitat-o acasă. Nu îi vom face proiectul și nici ghiozdanul, nici nu vom face temele de care s-a apucat prea târziu în locul lui. Pentru că îl răsfățăm. Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să creștem copiii pentru cer, copiii binecuvântați. O a șasea categorie, iubiții mei, de copii care cresc în greșit din vina părinților, sunt copiii învățați cu mediocritatea. Cu mediocritatea. Părinți, am întâlnit părinți care încurajează mediocritatea. Lucrăm împreună cu Asociația Miros de Cer, iubiții mei, și ajutăm multe familii din țara asta. Vreți să vă spunem că primim 70 de telefoane pe zi, 500 pe săptămână, din care 450 cel puțin sunt de la leneși? De la oameni care nu pun mâna pe nimic? Eu înțeleg că e sărac, dar nu înțeleg de ce iarba care e acolo între bordură și trotuar nu poate fi scoasă. Înțeleg că e sărac, dar dacă ai o grădină, de ce nu poți să pui niște roșii în ea? Asta nu pot să înțeleg ca slujitor, să știți. Da, vreau să vă spun că dacă le duci ulei, zahăr și făină astăzi și nu le schimbi mentalitatea, ei vor crește copii care peste 20 de ani trebuie să faci pachete la fel și pentru pruncii lor. Spunea cineva, nu vă spun de unde, când l-a chemat un patron la lucru, a zis, da, banii ăștia mi-i dau frații și stau acasă. Foarte rău fac frații aia dacă stai acasă. Să nu uitați că Lazar era sărac în Luca 16, dar era și bolnav. Înțeleg că sunt oameni bolnavi, înțeleg că sunt văduve și orfani care poate trăiesc la limită. Dar pe omul sănătos, o măr cineva în vizită de la noi, de la asociație, pentru că noi, de exemplu, când mergem într-un sat de săraci, dăm un sac de cartofi la fiecare familie, nu facem diferențe. După religie, după... Că și dacă taică s-o bea, cu ce devine pruncul ăla că taică s-o bea? Nu? Nici Domnul nu a făcut diferență. Odată înmulțirea pâinilor la toți. Dacă trebuie să facem o casă, când trebuie să ne implicăm mai adânc, studiem cazul ăla. Că dacă faci o casă la un leneș, stă de râmă pe el, așa spune în Proverbe. Și a ajuns cineva din asociație, noi avem mai multe echipe, una merge la verificarea cazurilor, alta merge la filmare, apoi alta merge apoi și lucrează la casă, apoi merg surorile și le învață cum să dea cu mopul, cum să lucreze, cum să facă curat. Merem după 6 luni și verificăm ce ați făcut, cum stai cu casa. Că dacă o vinde, n-am făcut nimica, nu? Și am ajuns într-o familie și l-am întrebat pe un om sănătos, de fapt frații l-au întrebat, când spun l-am, noi ca și asociație, de ce nu lucrezi, de ce nu muncești? Era sănătos, 30 de ani. Auziți, am pus înaintea Domnului și Domnul mi-a spus să nu lucrez. Nu. Dacă ai din ăștia, vă dați seama ce-i. O povară și pentru societate și pentru biserică. Iubiții mei, eu nu vreau pruncii mei să fie viitorii ajutați de biserica din Deva, să știți. Eu nu vreau asta. Eu vreau pruncii mei să ajute biserica din Deva dacă se poate. Amin. Amin. Nu? Dar
Totul vine de la părinți. Sunt săraci în Vaslui, sunt săraci în Oltenia, în Gorj, în o grămadă, sunt foarte mulți. Dacă nu reușim să schimbăm mentalitatea asta, sunt și în Deva oameni din ăștia. Dar trebuie să schimbăm mentalitatea. Că părinții ăștia, știți ce le spun la pruncilor? Lasă-mă, zice, că nu o să fii tu președintele României, zice. Așa îl distrugi. Ba da, spune să fie președintele României, nici o problemă. Lasă că nu-i fi tu slujitor. Dar ce să fie? Drogat? Ce să fie? Păi tu din cuvintele tale îl binecuvintezi, nu? Sau îl bleste? Îmi spunea cineva care lucrează cu evrei în Anglia. O zis Cristi, într-o zi un băiat de-al evreilor a plecat, nu știu, în alt cartier, la niște colegi de acolo, o ceartă, o izbunit un scandal, ăștia au început să se scuipe, să se blovească. Și a venit tata evreului, tata băiatului. Ăștia la toți părinții veneau, nenorociților, și nu mai spun alte cuvinte. A venit tata evreului și a zis, auzi, tu o să fii contabil când o să fii mare. Tu te cobori la nivelul de a scuipa? Tu te cobori la nivelul de a da cu pumnul, zice? Tu o să fii mare, zice, când o să crești. Tu o să fii un om în societatea asta. Ce frumos, nu? Nu au zis, lasă-mă, că cum am fost, o să fii și tu. Iubiții mei, pe plan școlar, am văzut părinți care spun așa, lasă că nici eu n-am învățat. Și n-am murit de foame. Nu? Dacă îi spui așa ceva copilului tău, îl distrugi. Îl distrugi. Mama mea a fost șefă de promoție. Numai că în anii aceia era păcat să merg la facultate. Bine, nu era păcat să bărfea, știți? Dar era păcat să merg la facultate. Știu ce vorbesc. Și a venit directoarea liceului și a zis către bunicul meu, lasă-o să facă facultate. Și a zis bunicul, nu. Nu trebuie să facă facultate. Știți ce m-a zis maică mea către noi? Dacă n-am putut eu, faceți voi. O luat 500 de dolari împrumut cu taică meu în anul 2005. Făceam informatică la școală și nu aveam calculator. 500 de dolari împrumut. Și o mă și m-a cumpărat calculator. Și o zis, Cristi, aveți toate condițiile în viață să învățați. Eu m-am făcut partea. Ține de voi să vă faceți parte. Iubiții mei, trebuie să ne motivăm copiii. E bine în viață copilul să știe să dea și cu sapa și să umble și cu mapa. Amin. Amin. E bine să le știe pe amândouă. E bine să știe să lege și roșii și să facă și design de interior dacă e nevoie. Să le știe pe toate să le facă. Dar aici vine mult de la părinți. Părintele contează foarte mult. Voi credeți că înainte să ne rugăm pentru ei cu 10 minute vine un duh de hărnicie peste ei, așa-i? Nu. Spune Eclesiastul că ce-o crescut strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi pus la număr. Trebuie să începem de mici. De mici. Să-i punem la treabă. Nu? Mâine începe bacul, mai spun ceva. Nu știu unde-s tinerii. Cred că toți învață. Domnul se binecuvintează. Da? Știți că ăia care învață se roagă așa la bac. Doamne, fă să-mi cadă ce am învățat. Adu-mi aminte ce am învățat. Ăia care nu învață, nu știu cum se roagă. Doamne, fă să nu... să vină o tornadă, să nu mai ținem bacul. Nu știu cum se roagă ăia. Nu știu. Dar vă spun ce am pățit eu la bacalaureat. Dar din nou, din cauza unor părinți care m-au pus la treabă. În septembrie, când a început clasa 12, am zis, mama și tata, clar, noi milionari nu suntem. Vrei să faci facultate și îți recomandăm să faci facultate de automatică și calculatoare din Timișoara? Este examen acolo. Erau 22 de întrebări, 12 într-o zi, 12 în alta. Te pui și înveți. Era o culegere de 1200 ceva de pagini. Îți scădeau 24 de probleme din culegerea aia. Erau grilă, dar știți ce grilă? Din aia care dacă greșeai un plus, îți cădea un răspuns de acolo, dar nu era bun. Și au zis, mama și tata, noi nu avem bani să te ținem la facultate pe bani. Dacă înveți, o să intri. Dacă nu, te întorci în Arad. Am început să fac matematică, iubiții mei, 6-7 ore pe zi, în clasa 12. Am obosit după vreo 2-3 luni și am auzit că un grup de tineri de la noi din biserică mergea la un proroc. Și am zis, pun și eu cauza înaintea Domnului. Poate că Domnul o să zică, măi tinere, las-o mai încep cu învățatul, mă. Și am zis, eu m-am și făcut planul, știți în minte, mă duc cu lucrarea, i-am zis la cine, să nu cumva să nu vii fără să o registrez. Da? Se arăt la maică mea. Mă pune la treabă, 6 ore de mate, ăia bat mingea pe Maidan și eu, nu? Și au venit tineri și au zis, Cristi, știi ce a spus Domnul? O zis Domnul să-ți faci partea, că vine ziua când vei striga de bucurie. Zic, nu mai trebuie registrare, lăsați acolo registrare, ok, am înțeles. M-am dus așa plouat acasă și m-am făcut partea.
Și am mâncat culegerea aia de 3 ore, undeva la 15 caiete studențești de matematică. Când s-a apropiat bacalaureatul, mi-am adus aminte că am învățat foarte mult pentru bac, pentru matematică, că din asta avem admiterea la poli. Și n-am apucat să învăț română. M-am pus pe genunchi, iubiții mei, că avem un Dumnezeu mare, să știți. Și am zis, Doamne, Tu știi, n-am fost la cluburi de noapte, n-am fost la aparate, n-am fost cu tinerii pe, la fotbal, pe Maidan, am învățat, n-am reușit să învăț la română. Doamne, fă-te rog o minune. În noaptea aia am visat că eram în sala de examen, clasa 12, bacalaureatul, limba română oral. Și am visat că intram în sală. În dreapta era o masă cu zeci de bilețele albe împăturate. În vis, am întins mâna în vis, am luat un bilet și pe bilet scrie așa: spune tot ce știi despre Harapal. M-am trezit. Am zis, Doamne, o fi din mulțimea grijurilor, de unde o fi visul ăsta? Doamne, m-am rugat cu sinceritate. Iubiții mei, am învățat Harapal capă apă. Și m-am dus. Când am intrat în sala de examen, masa din vis era în partea dreaptă. Bilețele erau zeci de bilete pe masă. Iubiții mei, n-avea nicio șansă să tragi tu ce vroiai. Am întins mâna, am luat un bilet și pe el scria: spune tot ce știi despre Harapal. S-o sperea profesorii. Nu puteau să mă întrerupă. Dar știți, așa cum încrederea am pornit și când te mândrești un pic, vine și Domnul și apasă pe tastă, cum a zis fratele Viorel. M-a întrebat la final, ce înseamnă Harapal? Lecția a fost bună, ce înseamnă? N-am știut. E bună și smerenia, slăviți să fie Domnul. O venit apoi proba de limba engleză. Vă dați seama, televizor n-am avut. Slăviți să fie Domnul. Da? N-a spus amin mulți. Da? Le picau la colegii mei din față să vorbească despre nu știu ce mergi, despre nu știu ce film. Zic, Doamne, aici părinții mei de vină, că dacă ne aveam televizor știam și eu să vorbească. Eram stresat acolo pe hol, nu vă spun ce stres. Îi întrebam pe ăștia care veneau, ce ți-o căzut? O zic să vorbesc despre scoici. Eu nici în română nu știam să vorbesc despre scoici, dar să vorbesc în engleză despre scoici. Acolo pe hol am făcut o rugăciune, Doamne, din nou apelez la mila Ta. Cu engleză am fost așa cum am fost, mai greu. Dar Tu poți să faci o minune, Doamne. Am intrat în la engleză, am tras un bilet, scrie așa: vorbește despre familia Ta. Slăvit să fie Domnul, am zis. 9 copii suntem. Până iau pe fiecare pe rând, am luat pe fiecare pe rând. Gata, zice, suficient. Dragii mei, ascultați-mă, dacă mi-a spune pistolul la capul oricare dintre voi și mi-a spune că Dumnezeu nu există, v-aș zâmbi. Pentru că L-am văzut în viața mea implicat. L-am văzut la fiecare pas. A urmat apoi admiterea la Politehnică. Am spus asta că poate îți tineri aici care au bacul mâine și poate mai au singură noapte, știți? Și urma examenul la Politehnică. Știți cu ce încredere m-am dus? O spun cu modestie și o spun ca motivație pentru ei. Am luat 9,60 la bacalaureat, M11, profil mate info intensiv. Mulțumesc Domnului pentru că m-a ajutat. Acum, știți, atunci dacă luai peste 9, zicea felicitări. Acum, dacă iei peste 6, îți dă și flori. Deci, coroană îți face. Bucurie, zice, ai luat peste 6, mă, extra, deosebit, zice. S-au schimbat generațiile, dar Domnul nu s-a schimbat, El e același, să știți. Și am plecat la Politehnică, la Timișoara și m-am dus așa cu încredere, că știam matematică integrală și derivate și în somn puteam să fac. Și a zis Domnul, trebuie să umblăm un pic aici. Dacă greșeai 4 probleme din 24, nu aveai nicio șansă să intri, potrivit cu anii care au trecut. În prima zi am greșit 3. A doua zi știam, dacă greșesc una, nu mai intru. M-am pus pe genunchi după primul examen, m-am smerit și am zis, Doamne, nu merit nimica, dar Te rog, ajută-mă Tu, Doamne. Tu poți să mă ajuți. În a doua zi, iubiții mei, n-am greșit niciuna. Dumnezeu m-a ajutat. Când am terminat examenul, i-am spus la tatăl meu care era cu mine, hai să mergem să mâncăm ceva. Și-o zis, eu nu mănânc, sunt în post. Știți că uneori avem biruință în viața asta pentru că avem părinți care n-au mâncat în fiecare zi. Dar acum e rândul nostru să nu mâncăm în fiecare zi. E rândul nostru. Iubită biserică, să avem grijă la mediocritate. Să avem grijă ce cuvinte folosim.
Spune 2 Petru 1 cu 5, dați-vă și voi toate. Biblia nu încurajează mediocritatea. Nu. În Tit 3 cu 14, trebuie ca ai noștri să se desprindă, să fie cei din tâi unde? La sărit pe geam de la Reli, de la chimie, nu? Nu. Să fie cei din tâi în fapte bune. În fapte bune. Păi nu are cum să fie de 4 la școală și la biserică să fie de 12, de 10, nu? În fapte bune. N-ai cum. Și în ultimul rând, iubiții mei, și cu asta închei, o ultimă categorie de copii care cresc greșit din cauza părinților sunt copiii neglijați. Copiii neglijați. Pune-mi, te rog, 2 Cronici 32, de la 27 la 30. Mai citesc 3 versete. 2 Cronici 32, de la 27 la 30. Ezechiel a fost omul care a suferit de o boală. 2 Cronici 32, de la 27 la 30. Dumnezeu trimite pe Isaia în casa lui și îi spune la Ezechiel așa: puneți casa în rânduială că își vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia ignoră mesajul lui Dumnezeu cu a pune casa în rânduială și se concentrează pe boală. Se întoarce cu fața la perete și spune: Doamne, nu mă lua acum acasă, lasă-mă să mai trăiesc. Dumnezeu, ascultați-mă foarte bine, că n-am văzut numai săptămâna asta lucrul ăsta acolo. Dumnezeu îl vindecă pe Ezechia de boală și îi mai dă 15 ani de viață. Știți ce e interesant? El a crezut că dacă Domnul îi dă vindecarea, Dumnezeu își retrage cererea cu privire la casă. Dar nu e așa. El a rezolvat vindecarea, dar nu a rezolvat punerea casei în rânduială. Uitați ce face Ezechia în următoare 15 ani de viață. Ezechia a avut multe bogății și multă slavă și a făcut visterii din argint, din aur, de pietre scumpe, de mirodenii, de scuturi și de toate lucrurile care se pot dori. De mai departe, te rog. Hambare, roade de grâu, must, unt de lemn, grajduri, vite, staule, oi. Și a zidit cetăți, a avut belșug de boi, oi, căci Dumnezeu îi dăduse multe avuții. S-a ocupat și de canalizare, da? În fine, unde vreau să ajung? Toate astea, nu e rău să le faci. Numai că Ezechia le-a făcut luând din educația copiilor lui, din timpul petrecut cu copiii lui. Ezechia, în următorii 15 ani, la 3 ani după ce Dumnezeu îl vindecă, se naște Manase. Și Manase, următorii 12 ani, crește în familie unde au fost prorocii, unde au fost vindecări. Moare Ezechia într-o zi. Și despre Manase spune Biblia că a fost ca și Ahab, împăratul lui Israel. Ahab a fost cel mai rău împărat al lui Israel. Manase a fost cel mai rău împărat al lui Iuda. Și-au dus copiii ca jertfă, iubiții mei. Tot ce taică s-a făcut pentru Dumnezeu ăsta au dărâmat. Și de ce? Că Ezechia a zis, când Manase spunea: tati, hai să citim Biblia. O zice Ezechia: mai trebuie să tragă încă o canalizare, zice. N-am timp acum. Când Manase merea afară cu copiii din fața blocului, vorbesc în termenii noștri, când bătea mingea cu aia care înjurau toată ziua, îi spunea nevasta lui Ezechia: auzi, Ezechia, mai lasă, zice, livezele, mai lasă solarele, mai lasă aurul și argintul, mai fă timp pentru pruncul ăsta, lasă, zice, că n-o fi bine. Și într-o zi Manase, știți unde a ajuns, știți până ce a trecut? Iubiții mei, mă rog astăzi, Domnul, să ne ajute să ne punem casa în rânduială. Amin. Să știți că în ziua anunții, dacă îi pui 1 milion de euro la pruncul tău în plic, dar nu ți-ai petrecut timp cu el, nu îl ajută cu nimic. Copiii au nevoie de noi. Charles, fiul președintelui John Quincy Adams, a ținut un jurnal. Într-o zi a scris: azi am fost la pescuit cu fiul meu. Liniuță, o zi irosită. Fiul lui Charles a ținut și el un jurnal care încă există. În aceea zi, Brooke, fiul lui Charles, a scris: m-am dus la pescuit cu tata astăzi, cea mai minunată zi din viața mea. Tatăl credea că pierde timpul în timp ce pescuiește cu băiatul său, dar fiul său a văzut asta ca pe o investiție de timp. Singura modalitate de a face diferența dintre risipă și investiție este de a cunoaște scopul final al cuiva în viață și de a judeca în consecință. Iubiții mei, vă las un ultim verset din textul pe care l-am citit. Îngerul îi spune lui Agar așa: scoală-te, Genesa 21 cu 18, ia copilul și du-l la creșă. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână.
Iubiții mei, am ajuns să ținem prea mult volanul de la mașină în mână. Am ajuns să ținem prea mult telefoanele în mână. Știu tată cu 7 copii care se joacă ore întregi pe telefon. Și o zic cu durere asta. N-ați vrea asta să ne ținem copiii de mână? Ai ține de mână înseamnă să fie aproape de tine. Știți, m-aș bucura copilul meu să zică vreau să fiu ca tata. Că dacă zice vreau să fiu ca ăla, dacă tata nu, vă întreb, ce am câștigat în viața asta? Spunea cineva, educația este cea mai puternică armă pe care o puteți folosi pentru a schimba lumea. Educă-ți copiii și nu va fi necesar să pedepsești adulții. Vă las un mesaj al unui tânăr de 20 de ani, ultimul din 12 copii dintr-o familie. El a trimis la mama lui anul acesta și m-a mișcat. Aseară am intrat în posesia lui și am vrut să închei predica cu asta. Dragă mămică, în aceste cuvinte scurte vreau să spun că până acum mi-ai fost o binecuvântare și cred că și de acum încolo vei fi la fel. M-ai îndrumat când am avut nevoie, m-ai sfătuit când n-am știut ce să fac și cu toate că de multe ori făceam pe nepăsătorul, am încercat să ascult de ce îmi spuneai. Îmi cer iertare pentru neascultarea și încăpățânarea mea. Știu că te-am supărat de multe ori. Știu, și mai știu că m-ai iertat. Îți mulțumesc că nu m-ai lăsat să prietenesc cu oricine. Și cu toate că n-am ascultat întru totul, am văzut rezultate. Cuvintele mele sunt sărace. Dar știu că Dumnezeu o să te binecuvinteze pentru silința dată față de noi. O cunosc pe mama lui. Când merea la spital să nască în fiecare an aproape, nu vă pot spune la amvon cum era făcută de către vecini. Vrei așa mesaje peste ani? E mult de muncă. E mult de rugat, e mult de postit, e mult de sacrificat. Într-un milion de euro și mesajul ăsta, ca să-l primesc, aș alege mesajul. Dumnezeu să binecuvinteze familiile din Deva, amin, din Emanuel și în mod special pe Beni și pe Ani, să fie cu copiii voștri. Îi spuneam la Beni în ultima misiune în care am fost că îi se apropie ziua când prima săgeată o să plece din arc. Știți? Ai vrea să alergi. După ce săgeata pleacă, să alergi după ea, să mai schimbi. Dar nu mai poți să schimbi nimic. Avem timp. 20 de ani, să o punem în arc, să o șlefuim, o dăm jos iară. Săgețile nu se fac pe timp de război, ci pe timp de pace. Mă rog copiii noștri să fie niște săgeți care să-și atingă ținta. Amin. Să fie oamenii lui Dumnezeu. Să ducă valorile din familiile noastre mai departe. Și să ne bucurăm de ei toată viața. Amin. Amin.